Război și pace în Ucraina. Rusia a anunțat data exactă la care se termină conflictul, Putin a dat ordinul. Război în Ucraina. Soldații ruși urmează să fie informați despre sfârșitul războiului. În ciuda informațiilor despre problemele cu care se confruntă armata Moscova în Ucraina, soldații ruși vor fi informați de către superiorilor că războiul ar trebui să se încheie până pe 9 mai. Rusia și Ucraina au căzut la pace, primele negocieri cu rezultat pozitiv. Informația a fost prezentată de SKY News, adăugând că forțele armate ucrainene consideră că în rândul forțelor armate ale Federației Ruse se desfășoară o activitate constantă de propagandă care se referă tocmai la data la care în Rusia, în fiecare an, se sărbătorește o paradă militară. Războiul din Ucraina se intensifică. Rusia aduce trupe din. Pe 9 mai se sărbătorește Ziua Victoriei. Este marcată Ziua Victoriei Coaliției Națiunilor Unite în cel de-al doilea război mondial, reprezentând semnarea actului de capitulare necondiționată a Germaniei naziste, fapt care a dus la încheierea în Europa a celui de-al doilea război mondial. În 2022, se împlinesc 77 de ani de la încheierea în Europa a celui mai mare conflict militar din istoria lumii. Totodată, 9 mai este și Ziua Uniunii Europene. Război și pace în Ucraina. Sergei Lavrov acuză Occidentul că a declarat Rusiei un război hibrid total. Ministrul rus de externe Sergei Lavrov a afirmat vineri că Occidentul a declarat Rusiei un război hibrid total și a renunțat astfel inclusiv la valorile sale, precum libertatea de exprimare sau economia de piață. Astăzi ne-au declarat un adevărat război hibrid, un război total, a spus Lavrov în timpul unei reuniuni a Fondului de Sprijin pentru Diplomație Publică în Rusia, relatează agenția EFE. El a amintit că termenul de război total a fost folosit de armata nazistă în al doilea război mondial. Televiziunea națională din Polonia a prezentat o hartă cu Ucraina divizată, regiunea Cernăuții ar trece la România. Occidentul e pregătit să împartă Ucraina, acuză un deputat de la Kiev. Acum, războiul total este menționat de mulți politicieni europeni când explică ce vor să facă cu Rusia și nu-și ascund obiectivele, să distrugă, să falimenteze, să anihileze, să asfixieze economia rusă și Rusia în general, a remarcat șeful diplomației ruse, referindu-se la sancțiunile occidentale împotriva Rusiei după ce aceasta a atacat Ucraina. Observ că dezlănțuirea sancțiunilor arată cu claritate că toate aceste valori pe care ni le-au tot propovăduit colegii noștri occidentali, mă refer la libertatea de exprimare a opiniilor, economia de piață, inviolabilitatea proprietății private, prezumția de nevinovăție nu valorează nimic pentru el și atunci când Occidentul are nevoie să facă ceva concret împotriva Rusiei a renunțat la aceste valori, a menționat ministrul rus de externe. Marea majoritate a lumii nu s-a alăturat și nu se va alătura, sunt convins, acestor jocuri ale politicilor de sancțiuni ale Occidentului, deși asupra multora dintre ele se fac presiuni colosale, a continuat Lavrov, susținând că Rusia nu va putea fi izolată.